să zic, o discuție principială și zic eu corect că trebuie să știu și eu cu cine vorbesc. Invitația a fost făcută de către primărie către autorități, organizații neguvernamentale fondate în scopul ajutorării animalelor fără stăpân. În consecință, trebuie să știu și eu pe cine reprezentați cei prezenți în sală. De la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, cum doriți dumneavoastră. Marcela Buzlă, de la Asociația cu Tocicul din București. Vreți să repetați, vă rugăm? Marcela Buzlă, de la Asociația cu Tocicul din București. Eu sunt președintele Asociației Alianța pentru Combaterea Abuzurilor și vicepreședintele Federației Naționale pentru Protecția Animalelor. Mulțumim. Zahie Olivia, președinte Asociația Helpe Informatice. Teira Umirela, voluntar la Asociația Helpe Informatice. Teodorescu Alian, voluntar la Asociația Helpe Informatice. Creșu Ioana, voluntar la Asociația din Alești. Specialan Andreea, voluntar la Asociația Herpenii Mânsul Românești. Mulțumim. Casiliona Viorica, sunt voluntar la Asociația Herpenii. Mulțumim. Irina Bolan, voluntar la Asociația Herpenii Mânsul Românești. Mulțumim. Marlena Radu, voluntar la Asociația Herpenii Mânsul Românești. Mulțumim. Ingrid Radu, voluntar la Asociația Herpenii Mânsul Românești. Zahiu Rodica, voluntar la Asociația Onești. Mirela Cauri, președinte al POS League or Change for Life, este o fundație care este abia înființată. Este deja la dumneavoastră de peste cerere pentru autorizare. Vi prezint-o pe colegi, domnul director Paris Ioan, administrator al societății domnului public și privat Onești Sar, domnul doctor Popescu Victor, angajat medic veterinar în cadrul societății domeniului public și privat și domnul cineșef Scroi. Cineva în spate, cei de la media, sunt primarul municipiului Onești, domnul secretar în dreapta și domnul viceprimar. În consecință, pentru că și știm cu cine vorbim, ideea este una pe de-o parte a clarifica o situație care, spun eu, a fost prezentată sau percepută, cel puțin mai de două mod greșit, vis-a-vis de o intenție pe care primăria, prin primarul municipiului Onești, o are într-o perspectivă de timp apropiată, legată de starea, să zic, a adăpostului din Onești, pe de o parte, și a doua, o posibilă colaborare pe viitor, cu cei interesați, dar care îndeplinesc condițiile legale, pentru înființarea sau nu a unui nou adăpost. Cred că fiecare dintre dumneavoastră știți ceea ce s-a făcut în ultimul timp și în acest sens am făcut o postare publică pe internet în vederea clarificării anumitor aspecte legate de investițiile care au fost făcute la adăpostul din Onești, adăpostul câinilor fără stăpân, de controlele desfășurate la adăpost de către cei de la DSV, de concluziile controalelor și de un plan de măsuri legat, bineînțeles, de investiții, mărirea capacității de găzduire a adăpostului, pe de o parte, care implicit înseamnă și bunăstarea animalelor. Ce a însemnat până acum, câți câini aveam în adăpost până în 2016, ce tratamente s-au făcut, eutanasieri și aici vă poate răspunde domnul doctor în ce condiții s-au făcut și s-au făcut, da, conform, să zic, raportului prezentat, câte sterilizări, castrări, ce tratamente și așa mai departe. Sunt două aspecte pe care vi le-am spus, cele legate de ce s-a făcut și ce dorim să facem. Și a doua, să vedem dacă reușim sau nu să găsim un parteneriat și sub ce formă pentru a dezvolta un alt adăpost. Adăpostul existent și locația pe care o avem în acest moment nu permite
mărirea fizică a capacității de acolo și cred că știe fiecare ce înseamnă să ai un adăpost peste 500 de locuri capacitate de găzduire. Clar, condițiile trebuiesc, adică implementate alte standarde și sunt alte norme ce trebuiesc, să spun eu, respectate. Am găsit în ultim, am fost într-o vizită în teren și am găsit o locație undeva în zona industrială cu utilități aferente și suprafață de 1000 de metri pătrați. Locație pe care o putem pune la dispoziția unui ONG care ar avea o astfel de activitate cu titlu gratuit în vederea înființării unui nou adăpost. Și vom lansa și o dezbatere publică în urma acestei întâlniri, să vedem și punctul de vedere al locuitorilor municipiului Ionești în privința eutanasierii, în primul rând, atenție, a câinilor ce sunt găzduite de către adăpostul din Ionești cu boli incurabile, vis-a-vis și de lucrul acesta, și vis-a-vis în general, să vedem un punct de vedere al oneștenilor, ce punct de vedere au vederea eutanasierii. Sunt foarte interesat să aflu și punctul de vedere al celor care locuiesc propriu-zis în acest oraș. Vreau să vă spun că de-a lungul timpului, deci de când sunt primar al municipiului Ionești, foarte multe sesizări au venit și legate de prezența pe raza municipiului Ionești a câinilor fără stăpân în diferite zone ale orașului și care, din punct de vedere al celor care au făcut sesizările, pun în pericol sănătatea, în primul rând, a copiilor și nu numai. Sunt aspecte pe care trebuie să le analizăm și să le luăm în calcul, pentru că noi înțelegem că prin bunăstarea animalelor, în special aici vorbim de câini fără stăpân, ele trebuiesc îngrijite și îngrijirea nu trebuie făcută decât într-un mod, spunem, organizat și care să vină în beneficiu animalelor, nu oricum, lăsate pe stradă să stea în frig iarna și hrănite la scara blocului, azi da, mâine nu, poi mâine lovite de către altcineva care nu tolerează, să zic, prezența lor în acea locație și așa mai departe. Cred că preocuparea trebuie să fie una mult mai aplicată, după cum am văzut reprezentanți de la Help for Animals din Onești au avut un punct de vedere care mie mi s-a părut unul foarte corect și practic. Dacă sunt așa mulți iubitori de animale și toți cei care se declară a fi așa ar avea grijă de animale precum au cel puțin, cunosc câteva persoane care sunt membri ai acestei organizații și cum au dâns și grijă de aceste animale, cred că situația municipiului Onești în această perspectivă ar fi cu totul altă. Dar haideți să vedem și în ce condiții un reprezentant al Helpful, al fundației, poate fi prezent în adăpost. Și dacă mergem pe lege, astăzi trebuie să vă spun cu părere de rău, dar nu îndeplinim condițiile legale. Înțeleg de la colegii mei de la domeniul public și privat că s-au făcut diferite adrese și le am și eu legate de o invitație făcută pentru a semna un protocol. Pentru că legea clarifică și în ce condiții un reprezentant poate fi prezent al unei asociații ce are ca obiect de activitate protecția animalelor, poate fi prezent într-un adăpost public. În momentul de față, reprezentantul Help for Animals nu îndeplinește condițiile legale să fie prezent acolo. Deci e la mica înțelegere între DPP și asociații. Vedeți că nu mi se pare în ordine nici acest lucru și vă voi solicita să ne spuneți și punctul dumneavoastră de vedere, că până una alta am numai punctul de vedere al celor de la DPP și adresele făcute de către dâns și către dumneavoastră în scopul încheierii unui protocol de colaborare. Înțeleg că nu ați dat curs aceste invitații până în momentul de față și nu văd de ce nu o faceți. Și pe de altă parte, să vă spun în urma acestui
mesaj și acestei dezbateri publice care a fost în mediul online, că și alte asociații din țară care oarecum vin în apărarea sau să zic în susținerea eutanasierii ne-au contactat și ne-au prezentat pe de o parte atât alte comunități, alte OAT-uri care au pus în aplicare o lege care dânșii spun că este în vigoare și pe care noi o analizăm foarte în amănunt. Și comunități din toată țara, fie că vorbim de Focșani, Tulcea sau alte localități, care aplică o lege care înțeleg că este controversată, dar care eutanasiază după 14 zile și animale care sunt sănătoase, nu bolnave incurabile. În acest sens, bineînțeles că va fi și o dezbatere publică în Onești, pentru că trebuie, după cum v-am spus în prima parte a intervenției mele, trebuie să aflăm și punctul de vedere al oneștenilor vis-a-vis și de această situație, pe care, bineînțeles că eu sunt rezervat și nu știu dacă ar fi o măsură bună, dar este de analizat. În consecință, aceasta este tema, cred că am expus-o destul de succint. În municipiul Onești nu s-au eutanasiat și nu se vor eutanasia în viitorul apropiat decât acei câini bolnavi incurabili. Și cine hotărăște acest lucru și cine a hotărât până acum exclusiv și cine va hotărâ este medicul veterinar din Adăpost. Eutanasieri, înțeleg conform situații prezentate de către DPP, către Primăria Municipiului Onești printr-o adresă, sunt de ani de zile. Da, dar foarte puține. Deci, eu nu sunt în măsură să spun dacă 34 de animale într-un an, mult sau puțin, sau 16 sau 4. Anul trecut, de exemplu, 4. Da, pot fi enorm de multe sau pot fi foarte puține. Depinde cine își exprimă punctul ăsta de vedere și cum este perceput. Deci nu s-au eutanasiat câini invocând o lege, s-au eutanasiat doar exclusiv pe criterii medicale. Încă o dată spun, nu știu dacă este bine sau este rău, dar nu cred că își dorește nimeni să vadă un câine care este bolnav incurabil și care se chinuie în ultimele zile din viață să avem o atitudine care nu este umană vis-a-vis de el. Numai puțin, vă rog. Și aici suntem dispuși să discutăm exclusiv pe problemele vis-a-vis dacă cineva este interesat și îndeplinește condițiile legale și este interesat în sensul construirii unui nou adăpost, pentru a degreva oarecum, să spun eu, o situație care este la limită astăzi. Nou adăpost construit, adică cu tot capacitatea mărită a ajuns la limită, adăpostul este plin. Voi invita și pe cei de la DSV să vină în control și să vedem condițiile dacă sunt cele impuse de lege. Până acum, deci mărirea capacității de găzduire s-a făcut pe baza unui proiect agreat de către cei de la DSV și nu altfel, nu pe genunchi. Că acel proiect este bun sau nu, are girul celor de la DSV și s-a făcut în temeiul legii. Și trebuie clarificate două probleme. Una, prezența persoanei reprezentantului ONG în adăpost. Eu îmi doresc să fie acea prezență, dar respectând legea și nu altfel. Și alte clarificări, dacă sunt vis-a-vis de activitatea de acolo. Și acum vă rog frumos intervențiile să se facă într-un mod, zic eu, civilizat și într-o ordine, o precădere, adică întrebare-răspuns sau ceva de genul, ca să ne și înțelegem aici. Și să fie o discuție constructivă, zic eu. Așteptăm. Eu aș dori să-l întreb pe domnul doctor
Care sunt aceste boli incurabile? Boli incurabile. Este vorba, în primul rând, și de câini care au fost aduși în adăpost, accidentați. Deci am avut enumerate cazuri de câini cu fracturi de mandibă, cu fracturi de coloană vertebrală, cărora, clar, nu li se mai putea face nimic. Au fost câini care nu au răspuns la tratament, după zile întregi de tratament. Da, da, da. Câini bolnavi, de exemplu, de am avut câine, de exemplu, cu hepatită infecțioasă, cu fel de fel de alte boli, care au răspuns la tratament. Dar, repet, eutanasiile care s-au făcut în număr foarte mic, având în vedere că ne raportăm la un adăpost de câini, la un adăpost de sute de câini. Adică s-au făcut într-un număr mai mic decât se fac la un cabinet privat de dimensiuni mici. Da, și aveam, de exemplu, patru cazuri anul trecut, trei anul ăsta. Și suntem aproape de sfârșitul anului. Da, vreau să vă spun că vis-a-vis de situația cu acel câine postat de către Medionai, nici nu mai știu și nu cred că are importanță de cine, acel caz în care alți câini din adăpost au mâncat, cum vreți să spuneți, dintr-un alt câine, am solicitat celor de la domeniul public și privat, cei care administrează acest adăpost, printr-o hârtie oficială să se identifice condițiile în care s-a întâmplat acel eveniment, cine era responsabil în acea situație de, să spun, de bună activitate a adăpostului și cu siguranță se vor lua toate măsurile posibile, astfel încât în viitor astfel de situații să nu se mai întâmple. Este o situație reală care s-a întâmplat acolo, nu ne ascundem după deget, nu sunt genul care să mă ascund după deget, este foarte real, din păcate, ce s-a întâmplat. Înțeleg că și dumneavoastră ați avut un punct de vedere în mediul online în care împărtășiți sau nu ideea că sunt și situații accidentale. Nu știu dacă a fost o situație accidentală sau nu. Eu refuz să cred că cineva și-a dorit lucrul acesta din adăpostul acela sau din alte părți. Refuz să cred lucrul ăsta pentru că este inuman. Dar este clar că pe viitor trebuie să evităm pe cât posibil astfel de situații. Nu știu dacă s-au mai întâmplat până acum sau în acel adăpost. Și nu face cinste nimănui ceea ce s-a întâmplat acolo. Asta este clar. O să vă prezint și o să vă dau și dumneavoastră o situație cu un plan. Nu e un plan cadastral, dar se poate înțelege din el unde va fi propunerea. Unde va fi propunerea pentru o nouă locație în situația în care una din organizații își dorește să înființeze un nou adăpost. Dacă îmi permiteți, cred că vă las acum. Este o zonă care considerăm că se pretează pentru astfel de locații și care are toate utilitățile necesare. Atenție, încă o dată ce spun, suprafața de teren se pune la dispoziție cu titlu gratuit, dar conform legii, nu altele. Alte întrebări sau puncte de vedere, vă rugăm. Până la construirea acestui nou adăpost, ce se vor întâmpla cu animalele din acest adăpost care ce se întâmplă acolo? Și acum? Adică vor fi găzduite în continuare în același regim? Găzduite, dar și îngrijite. Îngrijite? Sunt îngrijite? Deci, voluntară, am fost de câteva ori prin adăpost și nu vă pot descrie starea mea de câteva zile de după. Adică ce fel m-am simțit după ce am ieșit din adăpost. Adică acele animale sunt aruncate efectiv acolo, în loc, chiar dacă este atunci unul de pe stradă. Stau la oaltă, sunt și agresivi, sunt și bolnavi și... Bun, este clar, adăpostul, încă o dată, revin la condițiile de bază. A fost construit, spun eu, îndeplinind toate condițiile cerute, impuse de lege în momentul actual. Acest adăpost a făcut cu, să zic, un mare efort făcut de către Primăria Municipiului Ionești, la inițiativa mea exclusivă. Bănuiesc că vă referiți doar la partea nouă. La partea nouă. La demersul meu exclusiv. Dar deci nu cred că, sau puteți să
aveți semne de întrebare vis-a-vis de buna mea intenție, dar fiecare după propria conștiință, zic eu. Vis-a-vis de atitudinea celor care lucrează acolo, fiecare este în măsură să răspundă pentru el însuși. Da? Și nu vreau ca o eventuală, să zic eu, atitudine care nu este una conformă cu fișa postului să se răsfrângă în alte părți. Dacă dumneavoastră ați constatat că o persoană sau mai multe sau toate sau niciuna au un comportament care contravine cu activitatea pe care trebuie să o presteze. Nu am avut timp să constat persoana, doar ce am văzut, pe care a aruncat pe jos, excremente, noroc de când este acest membru de la Asociația de Pe Animal. Atenție, acel membru nu își desfășoară legal activitatea acolo. Imaginați-vă, ferească Dumnezeu, că ceea ce s-a întâmplat cu acel câine, săracul de el, și nu e singurul, se întâmpla cu acel membru. Cine răspundea? Spuneți-mi dumneavoastră asta. Poftiți? Eu și persoana. Doamna? Atât timp cât este angajat. Nu, ce caută persoana respectivă acolo? Cine răspundea de... Are protecția muncii făcută. Doamna, nu înțelegeți. Pornim de la faptul că nu înțelegeți un aspect. Din păcate, acea persoană se află acolo fără să aibă acest drept. Acest drept îl dă un protocol semnat, un act. Acel act, din ceea ce înțeleg eu, și poate înțeleg greșit, există și riscul acesta, din ceea ce înțeleg acum, acel act nu există. Dar a fost depus de 10 aprilie. Și eu văd adrese... Nu am fost niciodată invitată la... Dar nu trebuie să fiți invitată. Vi s-au făcut comunicări. Dacă... Unde? Unde s-au făcut acestea? Eu le am. Dar ce se întâmplă? Eu vă voi pune și dumneavoastră... Nu știu de ce nu le aveți. Eu vă voi... Numai puțin, vă rog frumos. Și dumneavoastră și medii. Eu n-am nimic de ascuns. Da, nici noi. Voi pune toate aceste documente la dispoziție, care există. Semnate, angajate, ștampilate, datate... Pe hârtie poate sunt, dar în realitate noi nu am primit niciodată. Bun, imaginați-vă că astăzi ați luat la cunoștință de faptul că nu există un protocol legat între... Protocolul l-am depus. Noi am depus. Și la... Ați depus. Da. Dacă vă rog. Ați depus o formă care o considerați dumneavoastră normală și legală, dar asta nu corespunde și v-am... Numai eu v-am dat răspuns pe mail de câteva ori. Uitați-vă la legea securității sănătății în muncă 319. Și la ordonanțele care sunt pe partea de administrare câini și pe urmă trebuie semnat protocol. Nu înseamnă că la, dacă l-ați depus dumneavoastră este nu înțeleg, de, ce nu înțeleg de ce nu armonizați până la urmă. Urmei, dumneavoastră aveți un interes care corespunde cu interesul meu și anume să aveți un om acolo. Da. Dumneavoastră știți că prezența acelui om acolo a fost girată de către mine pentru că altfel nu se întâmpla lucrul ăsta. Și nu știu dacă recunoașteți lucrul ăsta. Eu am depus un protocol la DPP înregistrat. Nu am primit răspuns, nu am primit invitații. Bun. Pentru a semna sau... Profit de ocazie că sunteți împreună astăzi aici și lucrul acesta trebuie clarificat pentru că eu nu pot tolera, cu ghilimele de rigoare, nu pot accepta prezența unui membru de la orice ONG de pe planeta asta într-un adăpost, care este un adăpost public, care trebuie să se supună și se supune unei legislații în vigoare cu riscurile aferente. Pentru că dumneavoastră spuneți că vă asumați dumneavoastră prezența dânsului acolo și este foarte corect. Dar accesul acolo nu vi-l asumați dumneavoastră. Mi-l asum eu. Iar dacă, ferească Dumnezeu, s-ar fi întâmplat un lucru, o situație ca acel voluntar să pățească ceva, pe lângă că răspundeați dumneavoastră, în primul rând răspundeam eu. Și DPP-ul. Și vreau să vă spun în modul cel mai prietenos și vă rog frumos ca astăzi să clarificați această situație, armonizând acel protocol în condițiile legii cu cei de la DPP, astfel încât prezența acelui voluntar să poată fi și de astăzi înainte. Pentru că dacă nu... Eu voi face o înștiințare către cei de la DPP, pentru că dânsii administrează acest adăpost, nu eu, nu primăria, și voi înștiința că răspund de prezența oricărei persoane acolo care nu este angajată și care nu are, nu deplinește toate condițiile legale.
voluntarul a fost adus la cererea dumneavoastră pentru a, că ne-ați comunicat că duceți lipsă de personal, așa este? Cine v-a comunicat? Eu v-am comunicat da, lucrul acesta? La ultima întâlnire ne-ați spus, puteți aduce voluntari, chiar și medici, pentru că ducem lipsă de, de personal. În, în situația în care am avut acel proiect pentru care eu vă mulțumesc cu desterilizare și decastrare, a fost un sprijin real pe care ne l-ați acordat și în acele condiții am spus lucrul acesta și mi-l asum încă o dată. Dar nu mi-asum ca prezența unei oricărui, oricărei persoane acolo să se facă nerespectând legea. Care nu sunt angajații care participă la curățenie în adăpost? Da, dacă suntem la... Domnul primar, dacă dați voie. Eu sunt directorul general societății aflată sub autoritatea Consiliului Local, pentru cei care nu mă cunosc. Eu apreciez foarte tare inițiativa domnului primar de a face niște clarificări în legătură cu o situație reală care se prezintă la Onești. Apreciez și faptul că sunt reprezentanți de la diverse organisme, chiar și la nivel național. Dar n-aș vrea să ne abatem de la subiect și să cădem într-o capcană. Noi nu am venit aici să discutăm azi de buna relație pe care o avem cu ONG-ul care deja este cu noi în echipă la acest adăpost. Și aș vrea de la capul locului să spun că avem o colaborare foarte bună cu acest ONG. Domnul primar și-a asumat să vină eu mai departe, am preluat problema. Ne bucurăm că există acest ONG, chiar dacă pentru unii consideră că este o frază banală. Apreciez pentru că, în primul rând, la legendele care se tot rostogăleau în spațiu public în legătură cu activitatea noastră acolo, avem o transparență totală prin prezența acestui om și cu riscul de a ține 8 zile acolo, pentru care le mulțumim că ei sunt cot la cot cu oamenii noștri acolo. Este un lucru bun pentru că se asigură o transparență de care nimeni nu se mai poate, nimeni nu se mai poate îndoi dacă este sau nu transparența acolo. E adevărat că până a venit acest om și a stat toată ziua acolo, poate mai erau carențe, dar acum, ca și pe un musafir pe care îl primești în casă, ești obligat să ai o altă atenție. Eu mă bucur, unii dintre colegii mei nu prea au înțeles bine, domnul primar are perfectă dreptate, din punct de vedere legal, noi trebuie să, zic eu că este o problemă minoră, trebuie să facem un cadru, un parteneriat, așa cum se este consacrat în lege, și sunt eu sigur că vom găsi această soluție, să se participe la acele activități, așa cum spune legea. Eu zic că dintr-o lipsă de comunicare suficient de bine pusă la punct, a fost pus în ordine acest protocol sau acest parteneriat. Aș vrea pentru cei care sunt în exterior să înțeleagă că noi avem o colaborare bună cu ONG-ul. Orice ONG este așteptat să vadă că noi am făcut pași importanți pe linia adăposturilor de câini. În 2008 era cu tot o altă activitate pentru alții iubitori de câini din Onești. Numai cine nu este obiectiv poate să spună că nu am făcut pași însemnați. Cu eforturi mari economice, financiare, am căutat să facem un adăpost pentru care DSV-ul a spus că vrea să-l dea ca termen de comparație pentru alte adăposturi din cadrul județului Bacău. Suntem siguri că mai sunt multe de făcut acolo. Cert este că azi ne-am prezentat aici, la o inițiativă a mea, că știu că a apărut și în spațiu public că Paris vrea să eutanasieze câinii. De ce am făcut acest demers? Eu l-am supus atenției Consiliului de Administrație, pentru că știind starea bugetului municipiului Onești, la eforturile bugetare care se fac și la minusurile pe care le avem în colectările de la buget, eram sigur că dacă vin cu o singură variantă să mi se dea alți bani să extind capacitatea adăpostului, pentru că știți foarte bine, sunteți cei mai avizați din domeniu, noi ca să creștem capacitatea de peste 500, trebuie să obținem alte abilități. Ori, noi deja suntem tolerați acolo în acel spațiu de către oborul săptămânal din Onești, deja noi nu mai avem spațiu, cum bine a spus domnul primar, acolo nu mai există un spațiu pentru a extinde capacitatea adăpostului. Pentru că dacă la ora actuală avem 581 de câini, noi deja suntem cu capacitatea depășită și pentru a-l construi, vă dați seama că mai durează o perioadă de timp pentru a-l construi, în afară de faptul că nu avem această
suprafața la îndemână în acel adăpost. În legătură cu colaborarea cu ONG-ul, am spus și zic eu că în o săptămână, maxim două, vom pune la punct toate cele necesare pentru a face un parteneriat, așa cum spune legea. Și încă o dată vreau să mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o până acum, să nu se înțeleagă cumva că noi avem, nu avem o relație bună și cred eu că aceste mici elemente de pus la punct ar împieta cumva organizarea. Problema principală pentru care suntem aici este că bugetul Consiliului Local, și n-am spus totul, eu am prezentat Consiliul Local, l-am rugat pe domnul primar să pună pe masa consilierilor, să știe că există o necesitate, adăpostul nu mai corespunde, trebuie să obținem alte abilități și sunt două variante. Una, să extindem capacitatea, ce ar însemna, dacă facem încă 6 module, pentru 336 de câini sunt aceste module, dacă le facem similare sau identice cu cele care, pe care le-am construit, ar însemna un efort bugetar de încă circa 1,5 miliarde bani vechi. Știind că suferă bugetul și este într-o foarte mare suferință, am spus, ar exista această situație să le extindem, sau de ce nu, ceea ce din câte cunosc eu până la ora actuală, există și posibilitatea eutanasiei. Eu am vrut doar să o pun pe masa consilierului local, iar domnul primar, prin inițiativa sa, foarte bine face că se va supune dezbatere chiar și colectivității și comunității în care trăim. Noi nu vrem, așa cum bine a făcut domnul primar și a scris în acel invitație, în acel protocol, în acea inițiativă, vrem să consultăm și comunitatea locală. Tocmai pentru a lua măsura cea mai bună, dar chiar și atunci, noi nu vrem să eutanasiem în sensul exterminării câinilor. Dacă ați văzut până acum, în ultimii 2 ani cel puțin, am sterilizat 179 de câini, tot prin grija ONG-ului cu care avem, iar vreau să remarc, o bună colaborare, și 262 sterilizați numai acest an. În afară de faptul că ne-am preocupat, tot din dorința și din respect, din avem foarte mulți iubitori de câini în Onești. Vorbesc pentru cei care veniți din alte entități, de la București sau de alte părți. Avem mai și ne bucură prezența iubitorilor de câini. În ultima perioadă, în 2014, am adoptat 47 de câini. În 2015, 106. În 2016, 209. Iar anul acesta, până la 9 luni, 123 de câini au fost adoptați. Deci noi nu vom trece neapărat, chiar dacă se adoptă eutanasia. Noi nu mergem să eutanasiem de dragul a eutanasia. Eu știu și punctul de vedere al primarului și l-aș fi spus. Noi vrem să consultăm comunitatea și nu vreau să ascund că sunt într-o dilemă. Știu câte încercări au fost de a se pune sau nu în aplicare această lege, ca și alte legi pe care vedem în zilele noastre, cum se interpretează anumite legi. Eu nu sunt jurist, dar citind legea și văzând care sunt hotărârile Curții Constituționale, consider că la ora actuală legea eutanasiei este în vigoare. Am primit zilele trecute o notificare din partea Federației Naționale, o am aici, din partea Federației Naționale pentru Protecția Animalelor, și mă bucur că este aici vicepreședintele acestei federații, să-mi spună ca o părere autorizată dacă este sau nu în vigoare eutanasia. Pentru că instituția pe care o reprezentați mi-a trimis și v-a plăcat și mai tare în ceață, că ar fi sau că n-ar fi, dar face trimitere acolo numai la litigii în instanță, instanțe care nu s-au pus de acord, dacă este sau nu în vigoare legea eutanasiei. Încă o dată, reiterând ideea că dacă se va aproba legea eutanasiei la Onești, noi nu vom face ca un scop în sine, vom parcurge toate celelalte etape și numai în cazul extreme o vom aplica, dacă vom fi încutărânci sau nu. Mulțumesc. Referitor la posibilitatea adopțiilor, facilitarea adopțiilor, ar însemna un pas înainte pentru a scădea numărul, așa cum spuneți, este suprapopulat. Da. Haideți dar, să...
pentru ca un câine să fie adoptat, domnul doctor știe, e nevoie de oarecum, din punct de vedere medical, de anumite manovere. Am cereri foarte multe de adoptat câini, dar nu am posibilitatea. Eu nu pot să iau toți câinii din adăpost care au cerere să-i duc într-un loc anume. Nu am. Câinii ar putea pleca în adopție direct în adăpost. Dați-mi voie să clarificăm și acest aspect. Cred că cea mai bună măsură imediată viitoare ar fi aceea de un proiect și un plan comun în ceea ce privește posibilitatea acești câini să fie adoptați. Cred că este cea mai bună măsură, încă o dată spun. Cei care își doresc să adopte un câine trebuie să aibă această posibilitate. Înțeleg de la dumneavoastră că în momentul de față oarecum este pusă sub semnul întrebării această posibilitate. Doi, observ totuși în municipiul Onești foarte mulți câini crotaliați, cred că nu greșesc termenul. Majoritatea. Deci care au fost prin adăpostul din Onești, posibil să fi fost și adoptați, dar da, nu este în ordine. Ce vreau să zic? Adică ca să-i adoptăm doar pe hârtie și apoi să le dăm drumul pe domeniul public, e un act de responsabilitate a celui care își asumă acest act de adopție și pe de o parte nu este nici corect și nici în favoarea acelui, în beneficiu acelui animal să fie adoptat doar pe hârtie și apoi să fie lăsat liber în municipiul Onești sau în altă locație, nu în municiul Onești. Acela nu este un iubitor de animal. Am vrea să precizez, câinii care au crotal nu înseamnă că au adopție. Nu, eu n-am spus că toți au adopție, dar sunt situații în care i-am identificat ulterior. Cu microchip și proprietar? Da. Și nu este un lucru corect, pe de o parte. Doi, cred că este bine și voi solicita sprijinul în acest sens. După ce semnați parteneriatul, să demarăm un proiect foarte transparent, un program de adopție, iar după ce veți epuiza toate discuțiile, într-un final, o să vă arăt și v-am și pus la dispoziție, sau dacă nu, o să vă pun la dispoziție un document și o informare făcută fără să solicităm lucrul acesta de la Asociația Inițiativa pentru Responsabilitate Civică București, AFOCA, reprezentare pentru victimele atacurilor canine, și să vedeți cu foarte, foarte bine structurat documentul, cu hotărâri judecătorești ale instanțelor din România, care clarifică foarte clar faptul că un câine care a trecut prin adăpost a fost crotaliat și se regăsește ulterior după adopție pe domeniul public, ce trebuie făcut cu el. Asta nu înseamnă că eu sunt de acord cu asta, dar vă spun ce prevede legea și există hotărârea ale instanțelor, pe de o parte. Pe de o parte, ce abordări au alte OAT-uri din țară? Și unde foarte clar spune legea ce poți să faci și ce nu poți să faci. Și să vă spun că există și persoane în municipiul Onești care solicită și scris și verbal eutanasierea câinilor din domeniul public, nu a celor din adăpost. Pentru că sunt și persoane care au fost mușcate de câini în municipiul Onești și care au fost, eu știu, deranjate de aceste animale. Încă o dată spun și să fie foarte clar. Nu am fost, nu sunt și nu voi fi promotorul unor astfel de măsuri. Dar îndemn la responsabilitate, îndemn la o implicare și voi avea grijă ca, încă o dată spun, ca ceea ce s-a întâmplat în adăpost, iar acțiuni cu care eu nu sunt de acord. O anumită neglijență sau responsabilitate a unui angajat de acolo trebuie să aibă și măsuri. Vă voi pune acest document la dispoziție dumneavoastră și presei pentru a se vedea că există și alte puncte de vedere. Doar și eu n-am... Poftiți? Doar cele negative, vreți să ne dați exemplu? În ce sens cele negative? Care sunt cele negative? Sunt foarte multe primării în România care au făcut parteneriate cu ONG-urile și
situația câinilor în adăpost este schimbată. Nu am și situația câinilor din domeniul public? Și situația, pentru că s-au concentrat pe multe campanii de sterilizare și s-au redus. Iar condițiile în adăpost permit capturarea câinilor din teritoriu și câinii au condiții să stea în... Eu cred că am fost destul de clar. Și anume, nu am fost, nu sunt și nu voi fi niciodată de acord cu eutanasierea câinilor. Atenție! Dar în situații medicale, excepționale, nu sunt absurd. Nu-mi place să văd un animal cum se chinuie. Nici noi. Nu-mi place. Și în condițiile astea, nu voi fi împotriva eutanasierii câinilor care sunt într-o situație medicală excepțională. Cred că am fost, sunt și voi fi destul de clar. Punct. Vreau să vă spun că nu aveți un punct de vedere singular și asta vreau să fac prin documentul ăsta. Adică sunt multe administrații publice locale care au rezolvat problema asta și altfel. Noi încercăm să o rezolvăm cu altă abordare, și anume prin adopții. Dar dacă, trebuie să spun și lucrul acesta, vom constata că adopțiile sunt doar unele fictive, în consecință irresponsabile, atunci vom reanaliza situația vis-a-vis de o colaborare și un parteneriat cu acei oameni care sunt irresponsabili. Pentru că ne dorim bunăstarea animalelor și din adăpost, în primul rând din adăpost, dar îmi doresc și siguranța cetățenilor în mai mare măsură, ca să fiu foarte clar, a celor din Onești. Dacă lucrul acesta nu îl putem face împreună, încă o dată spun, voi lansa o invitație publică, o dezbatere publică pe acest subiect. Pentru că oneștenii, eu n-am ajuns aici că am vrut doar eu. Și niciunul, cred că, care ocupă funcție publică nu a ajuns, că a vrut el să fie primar, ci a primit un vot. Ei, trebuie să aflăm și punctul de vedere a celor, nu care m-au votat pe mine, care locuiesc în orașul ăsta, vis-a-vis de acest subiect. Orice câine iese de la adăpost, iese cu un microchip. Da. Care nu este înregistrat. Deci eu nu înțeleg cum poate fi demonstrat cine este proprietarul. Cum adică microchipul nu este înregistrat? Există o bază de date. Orice microchip este înregistrat pe un cabinet cu persoana care a adoptat câinele din adăpost. Pe numele de... Corect. Deci... Este înregistrat. Fiecare câine care este crotaliat este înregistrat. Pe formularul... Pe formularul respectiv de adopție este stipulat clar că adoptatorul își asumă obligația de a-l înregistra în REX în următoarele zile, ulterior adopției. Știu că trebuie, că orice câine microchipat trebuie înregistrat în REX, dar dacă vă uitați pe formular, este stipulat acest punct. Dar acest lucru nu ar trebui să umple tot domnul doctor veterinar, tot dumneavoastră? Nu putem fi utilizatori REX. Deci, deci noi ca adăpost nu putem fi utilizatori REX. Omul are opțiunea, poate el colaborează cu alt medic, îl înregistrează la medicul cu care colaborează. Să fie o altă abordare pe care o să vă solicit vis-a-vis de fotografierea și identificarea, cel puțin din imaginea fiecărui câine care intră în adăpost. Pentru că e o metodă să constați dacă nu îl înregistrează. Dar vaccinarea antirabică este obligatorie? Este și se face. Și când un câine este adoptat, dumneavoastră ne dați dovada că el este vaccinat antirabic? Da. Cum să nu? Decât doar mi s-a solicitat, ne-am eliberat carnetul respectiv. Cum să nu? Deci câinii toți sunt vaccinați antirabic. Mai vreau... Vă rog, mi-ați solicitat discuțiile să deci nu v-am eliberat cu vaccinul și fără apă? Săptămâna asta am scos 6 căței spre adopție, doar cu microchip neregistrat și fără antirabic, ceea ce este o ilegalitate. Pentru că eu nu eram acolo în momentul în care i-ați scos și nu mi-ați solicitat chestia asta, deci vi le dau, carnetele sunt pregătite pentru căței respective. Ei sunt înregistrați, cei 6 căței, știu despre care este vorba. Da. Și am fost foarte bine intenționat când mi s-a solicitat, inclusiv când mi s-a spus că se va veni după ei la o oră după încetarea programului. Am spus că da, am răspuns favorabil solicitării, niciodată nu m-am opus adopțiilor, pentru că nu avem niciun interes să se supraaglomereze adăpostul și plus că interesul nostru este ca fiecare
câine, dacă e posibil, suntem conștienți că nu poate fi posibil în 100% de cazuri. Să aveți un mare interes să, aibă un... să se poate adopta câini, în schimb. Exact. Plus că dacă tot am atins subiectul ăsta, dacă fiecare, nu vorbesc de persoanele prezente în sală, pentru că dânsii într-adevăr fac ceva concret. Dar mulți, mai ales în mediul online, pretind că sunt mari iubitori. Dacă fiecare din aceste persoane s-ar implica o dată pe an, nu mai des, în adopția unui câine și nu neapărat să-l ia acasă, să-l ia pe numele dânsului, să-i găsească un viitor stăpân, un viitor proprietar. Da, dar situația ar fi mult mai ușor. Programul de vizită este 10... 14. Da. O persoană care lucrează zilnic până la ora 5, când poate veni să adopte un câine? Că sâmbătă, duminica, nu e program, iar de la 10 la 20... Poate să ne anunțe în prealabil, să ne anunțe cu măcar 24-48 de ore înainte și vom organiza activitatea în așa fel. Înțeleg ideea ce spune și vom face pe dată și sâmbătă, dacă... Credeți că e o soluție? Deci vă spun, am deschiderea și disponibilitatea să găsim orice soluție, astfel încât situația de la adăpostul de vedere municipiune să se schimbe bine. Asta înseamnă, după cum v-am spus în repetate rânduri, în primul rând, un program de adopție foarte bine structurat și care să producă efecte. Un câine care să poată fi vaccinat, de exemplu, în Germania, trebuie sterilizat și vaccinat. Adoptat în Germania, trebuie vaccinat și sterilizat. Câinii, în mare parte, sunt sterilizați, de mai lipsesc două vaccinări, microchip, carnet, pașaport și pot pleca. Am făcut cerere că suportăm cheltuiala vaccinării, dar nu am primit răspuns. Da. Bănuiesc că nu sunt eu vinovat. Ați făcut cererea către primărie? Și către primărie și către DTP. Tot ceea ce înseamnă, încă o dată spun, gestionarea adăpostului de câini fără stăpână municipiunești este exclusiv, atenție, în sarcina societății DPP. Faptul că m-am implicat și o voi face și în viitor este pentru că am această responsabilitate, cel puțin morală, dacă și nu numai, vis-a-vis de toată această activitate de acolo pe care mi-o asum, mi-o și asum. Sper că, în primul rând, ar trebui să și-o asume colegii mei, dar mi-o asum și eu alături de ei, ca să știți. Nu că facem ceea ce e bun și am făcut până acum bun, că am mărit capacitatea, mi-asum eu, iar ceea ce s-a întâmplat rău, eu nu mi-asum. Nu mi-asum și bunii și rele. Dar, cred că trebuie depășit momentul și găsite niște soluții practice, pentru că altfel nu rezolvăm problema. Interesul dumneavoastră și al nostru și al meu este să rezolvăm această problemă. Putem să criticăm ce a fost până acum? Da. Tragem și la răspundere pe cine se va reieși vinovat, dar ce facem de acum? Nu, asta nu. Vreau să găsim soluții. Bun. Soluțiile sunt următoarele, estimate doamne. Una. V-am pus la dispoziție și vă rog frumos să analizați, să consultați toți cei interesați care îndeplinesc condițiile legii, încă o dată spun, nu poate persoana X sau persoana Y, ci doar cum stabilește legea, să pune la dispoziție o suprafață de teren pentru construirea unui alt adăpost de câini. Noi, noi punem de la gratuit la dispoziție acest teren. Este o soluție. Și acel adăpost să fie administrat în mod privat, cum consideră acel ONG că este mai bine pentru animale și în funcție de posibilități. 2. Îmi doresc și voi iniția o campanie, alături de dumneavoastră sper, o campanie de adopție care să fie făcută ca la carte și care sper că produce efecte benefice atât pentru adăpost, cât și pentru cei care doresc să adopte un câine și să-l îngrijească, fie că sunt persoane din România, fie că sunt din Germania sau din orice altă țară. Sunt cele două măsuri pe care le văd că pot fi realizabile în viitorul. Eu mai văd o soluție eficientă și rapidă și am de un parteneriat Cedarea activității, din punctul meu de vedere, nu este o soluție. Și vă spun și de ce. În primul rând, este o activitate care privește și sănătatea locuitorilor municipiului Ionești. În consecință, nu văd de ce există această reticiență pe care o sesizez oarecum, și anume să se construiască
așa cum dorește o asociație și un ONG, un nou adăpost pe care să și-l asume. Nu știu ce s-ar întâmpla, dar putem lansa niște ipoteze, cum face și dumneavoastră. Ce s-ar întâmpla? În primul rând, nu știu dacă este legal să delege acest serviciu exclusiv către un ONG. Adică fără ca autoritatea publică locală să fie implicată în gestionarea acelui adăpost, care este un adăpost public. Ce s-ar întâmpla, să zic, dacă începând cu a doua zi după predare, putem să facem scenarii, nu interzis. În municipiul Onești ar beneficia de încă 500 de câini în stare pe domeniul public. Adică vaccinați câinii, sterilizați și le dăm drumul pe domeniul public, că nu e nicio problemă. Se poate întâmpla lucrul ăsta? Ipotetic vorbind? Eu zic că da. Care ar fi rata de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public? Ar fi la libera, să zic, alegerea celor care gestionează acest serviciu. Care ar fi timpul de reacție la o anumită solicitare, precum că într-o anumită zonă a orașului întâlnim 5, 10, 2, 3 sau 70 de câini fără stăpân, de prezența cărora se tem anumiți oameni. Nu știm. Pentru că va hotărâ lucrul acesta exclusiv administratorul adăpostului respectiv. De ce să nu avem două forme? Una privată și una publică. Întreb, de ce nu? Și susținem lucrul acesta. Este o întrebare la care nici nu aștept răspuns. Sau dacă vreți să-mi dați, m-ar onora. Pentru că nu sunt în măsură să aibă grijă de adăpost așa cum trebuie. Sunt 3 zile de când câinii nu au nicio babă de mâncare. Confirmați? Stați, nu aruncați. Tot ce ați dat... Domnul primar, văd că este... Eu am invitat la... Am invitat la o relație... Domnul Ginașel. Nu știu dacă ați observat cât de elegant am fost eu. Știți că am tolerat persoana pe care ați desemnat-o și eu zic că am avut niște relații bune, am făcut un exces de zel. Și vrem să continuăm activitatea. A rămas, dar nu puneți sub o anumită formă, că nu de asta am venit azi aici. Nu am venit să discutăm felul în care se hrănesc câinii sau ca activitatea adăpostului. Inițiativa primarului este, având în vedere posibilitățile reale ale bugetului municipiului Onești, și mă bucură ultima formulare a domnului primar. Aici o completez eu pe doamna, dar continuați să domnul primar a spus foarte bine. Este poate un model, nu cred că e un model pentru țară, în care este o formă de administrare de către administrația publică și o formă privată. Dacă cineva vrea să arate mușchii cât de bine pregătit este ca să facă mai bine decât administrația publică, să-și facă unul privat, și în momentul în care demonstrează că e mai bine administrat decât celălalt, eu propun să fie cedat celălalt către dumneavoastră. Dar eu am rămas dator cu un răspuns. În legătură că eu acum am intuit, chiar mi-a venit așa o idee divină, dacă asta este o inspirație divină, dacă asta este în final intenția dumneavoastră de a pune mâna pe acest adăpost, înseamnă că înțelegem de... Ce pune mâna? Că înțeleg eu. Că înțeleg de ce omul dumneavoastră a făcut poza aceea și a pus-o în mediul online. Nu, pentru că intenția noastră a fost de pusă de luna august. Lăsați-mă să spun și spune și dumneavoastră. Eu sunt dator să explic în calitatea administrator al adăpostului cum s-a întâmplat că domnul primar mi-a cerut oficial, domnul primar luni mi-a convocat și o luni împreună cu reprezentantul dumneavoastră, ca să demonstrăm buna credință, doamna Teirău, am invitat-o acolo, și împreună cu omul dumneavoastră care a recunoscut clar că acel câine nu fusese tranquilizat, deși în mediul online s-a spus că a fost tranquilizat și pus cu bună știință ca să fie mâncat de către ceilalți. Eu nu ajungeam la această fază a discuției. Doamna Teirău este aici și poate să confirme dacă reprezentantul dumneavoastră a spus cu gurița ei, lui sau ei, că e o femeie, că acel câine nu fusese tranquilizat. Deci, acesta este intenția dumneavoastră de a ne pune în lumină proastă activitatea? Oare nu înțelegeți că fiind în parteneriat, dar până acum nu suntem, poate o să fim în parteneriat? Este comună acuzația care se poate aduce asupra desfășurării acestei activități?
pentru că noi ne-am lăsat, excedând cadrul legal, asumându-ne o răspundere foarte mare, încălcând legea 319, și a venit acest om care toată ziua lucrează cot la cot cu oamenii noștri. 8 ore pe zi. Ei, noi împreună vom găsi această soluție, nu ne ascundem, tot pentru transparență am făcut-o. Dar ar trebui să vedem foarte bine intenția noastră comună. Dar știți ce vă rog, domn director? Da. Fiți amabili și răspundeți doamnei și mie la întrebare, sau răspundeți-ne și nouă la întrebarea doamnei. De 3 zile câinii în adăpost nu au primit mâncare? Nu este adevărat. În general, cine acuză trebuie să prezinte dovezi. Ați pozat și această treabă? Dați-mi. Da. Dacă ați pozat-o... Deci, vă rog frumos să sesizați DSV. Nu este adevărat. Ce, nu știu, eu nu... Ascultați-mă. Ce înseamnă adevărat să merg? Deci, adică doamna e mincinoasă, nu? Păi este dezinformată, nu vreau să merg pe chestia asta. Dacă de 3 zile, într-adevăr, n-au nu, primit... Nu-i deloc în regulă dacă lucrurile astea se întâmplă și faceți... Dar nu se întâmplă. În momentul ăsta, din distribuitorul de mâncare, descarcă... Da. Ați dat câte 21 de saci ieri, alaltă ieri și astăzi, pe care, fără astăzi, că astăzi vin, iar doctorul Popescu a vorbit cu doamna Teirău și cu Gicle, vă dăm, ne l-ați dat ca împrumut. Și vi-l dăm înapoi. Care e chestia? Dacă noi cumpărați dumneavoastră mâncarea, cumpărăm noi mâncarea. Care? Credeți că au rămas câinii fără mâncare? Nu veniți cu chestii de genul. Eu vreau doar să punctez un lucru. Vreți să punctez, dar nu sunteți fair play. Cu noi, nu avem... Noi, un raport bun cu dumneavoastră, păi că nu vreți să veniți să discutați. Nu ne facilitați deloc. Ce? Noi nu avem unde să ținem mâncare, nu avem unde să ținem donații. Vor să mai obținem încă o părticică acolo ca să pună mâna definitiv pe acest adăpost. Eu asta am înțeles acum. Ușor cu acutații. Păi dar care este? Din moment ce v-am prezentat în mod elegant, că avem o atate comună. Domnul Paris, știm că nu avem cu noi, dar mai ușor lăsați și vă și doamnele. Dumnezeu, știți dumneavoastră gura mea, doamnă. Uitați-vă la gura dumneavoastră, vă rog. Eu nu am terminat intervenția pe care o aveam. Asta vreau să clarificați, Lidia. Am depus o cerere pentru a plasa un container de depozitare acolo. Deci, în primul rând, mă interesează ca parteneriatul să fie unul legal. De aici trebuie să începem. În momentul de față nu este un parteneriat legal. Nu este asumat nici de dumneavoastră. Păi faci, dar nu faceți nimic în sensul ăsta. Faptul că căutăm vinovați, că dânșii nu v-au răspuns adrese, că dumneavoastră nu veniți să semnați parteneriatul, nu este o abordare constructivă. Nu vă supărați că vă spun lucrul ăsta. Am constatat în final că ăsta e scopul. Când ați aflat, domnul Paris, de acest protocol depus? Nu răspund la interogări. Domnul primar a dat recomandarea. Dumneavoastră ați înaintat un contract pe o perioadă de 5 ani. Arătați și mie în România post-decembristă, dacă nu este un contract de 5 ani pe niște criterii pe care în mod unilateral ne le-ați impus. Nu le-am impus. Deci invitația este clară prin domnul primar, cel mai abilitat, și prin mine, veniți să găsim o soluție comună pentru un parteneriat, chiar și pentru 8 ore, dacă este legal, și din punct de vedere al legii 319. Eu vreau să concluzionăm oarecum și să închidem discuția, rugând ca pe cei interesați, dacă sunt interesați, să-și manifeste interesul în scris vis-a-vis de, da sau nu, vis-a-vis de disponibilitatea noastră de a pune, o suprafață de teren a UAT Onești la dispoziția unui ONG pentru a construi un nou adăpost. De când cred că am fost în ceea ce am spus eu astăzi, deci cred că am fost foarte explicit și direct asupra intențiilor prezente vis-a-vis de gestionarea acestui adăpost. Consider și închei prin a spune asta că o abordare contradictorie nu este benefică nimănui. Eu am disponibilitatea și, nu știu, sper că ați regăsit-o la mine, estimată doamnă Zahiu, am disponibilitatea de a armoniza astfel de relații, dar nu pot fi eu să mă pun în locul unuia sau altuia. Nu sunt nici avocatul celor de la domeniul public și privat, dar nu sunt nici avocatul dumneavoastră. Interesul meu este unul pe care vi l-am comunicat. În primul rând, siguranța locuitorilor municipiului Onești și, în al doilea rând, bunăstarea animalelor din adăpost, față de care avem o responsabilitate, în primul rând, noi cei de la DPP și dumneavoastră una asumată până acum verbal, mai puțin scriptic.
Cred că am fost, da, destul de clar. Dacă aveți întrebări directe la mine, vă rog frumos să le adresați, vă răspund. După care eu consider că, din punctul meu de vedere, această serie de comunicări trebuie să se încheie. Domnul primar, n-am încheiat, că am fost interpelat. Dacă îmi dați voie, un minut. Acel câine care a fost adus de pe domeniul public, fiindcă am o gură mare, așa mi-a spus o colegă din dreapta de aici, a fost adus de pe domeniul public în aceeași zi, pentru lipsa capacității adăpostului, cum aveam procedura, înainte de a avea depășită capacitatea, acești câini aduși de pe domeniul public, având în vedere că trebuie și înainte de a intra în adăpost efectiv, au o perioadă de acomodare, i-am pus, dar numai pe cei care au fost aduși din domeniul public, într-un țarc. Ca orice intrus dintr-o comunitate, chiar și oamenii fiind, sunt luați la ochi, mai altfel de către ceilalți. Dar pe animalele. Și acel câine a ajuns în situația aia tragică pe care ne asumăm că s-a întâmplat pe, în adăpostul nostru. Am și o întrebare. Nu este nici reprezentantul asociației era prezent? Era prezent și el acolo, știe, l-a văzut și el și l-a și fotografiat. Nu ne deranjează că l-a fotografiat. Drept dovadă, acest gen de manifestări, eu cu stupoare am constatat, eu am considerat că avem o relație foarte bună, dar văd că sunt și intenții ascunse. Din partea mea, toată disponibilitatea, facem parteneriatul ca să dovedim buna credință, nu întreprindă decât ceea ce stabilim prin parteneriat, dar de luni vă comunic, vă notific dacă nu semnăm parteneriatul, nu mai are ce să caute persoana acolo decât în condiții legale. Dar care ar fi intențiile ascunse ale ONG-ului? Vă stau la discuția că păi, domnii mai puteți din discuțiile care au fost, au fost că ar trebui preluat că noi nu știți să-l administrăm. Nu mai puțin. Ce vă rog frumos? Haideți să adresăm întrebări. Da, noi suntem chiar oaspeți ai comunității noastre. Da, asta vă mulțumim și ne bucurăm să fim aici. E foarte bine că dezbateți și vă încurajăm să o faceți. Noi am stat aici în zona noastră tocmai ca să permitem dezbaterea locală, care este cea mai importantă. La final, dacă ne permiteți și nouă, colega a venit de la București, să ne spunem un pic opinia față de ceea ce am discutat aici, fără să... Vă rugăm. Mulțumim. Marcela Pâslea de la Asociația Cu Totuțul din București. Mulțumim mult pentru invitație. Am călătorit toată noaptea ca să vă cunoaștem. Noi, de la asociația noastră, dorim foarte mult să colaborăm cu autoritățile din țară. Eu personal chiar sunt născută la maternitatea din Onești. Bunicii mei sunt în satul Jăvreni, din Ștefan cel Mare. Asociația noastră crede foarte mult în dialog. Cred că aceste probleme care s-au pus acum pe tapet și care sunt inerente peste tot, din păcate, se pot rezolva prin foarte mult dialog. Noi, de asemenea, credem foarte mult în prevenție. Există o lege din 2013, numită 258, pe 2013, articolul 13, care stipulează că proprietarii de câini de rasă comună și de metiși trebuie să-i sterilizeze. Avem feedback din toată țara că foarte, foarte puțini proprietari și-au sterilizat câinii și ei în continuare preferă să arunce de două ori pe an când fată cățeaua, pui pe domeniul public. Dumneavoastră, pe de-o parte, luați câinii. Că sunt iubitori de animale, nu? Nu sunt. Sunt nu oameni sunt, care nu înțeleg. Sunt suficient de informați și în această direcție eu propun să realizați cu ajutorul mass media locale, cu ajutorul unor panouri publicitare, informarea cetățenilor că există obligativitatea sterilizării și în acest fel un aport foarte mare de câini nu vor mai fi pe domeniul public, pentru că adeseori ei abandonează și câini adulți, și cățeaua, și câinele care mușcă, și alți căței. Mai există normele de aplicare ale acestei legi, hotărârea de guvern 1059/2013, care la articolul 41 stipulează posibilitatea primăriei de a steriliza gratuit acești căței la cererea proprietarilor.
Concret, în toată țara, aproape nici primăriile nu cunosc această hotărâre de guvern, proprietare nici ei, și ar trebui intens mediatizată ca să vină cu cereri către dumneavoastră să le puteți steriliza câinii, măcar celor care sunt într-o situație dificilă cu bani, în anul 2018 voi propune Consiliului Local să alocăm o sumă de bani în acest sens. Am avut un meeting de curând și o întrevedere cu secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Ei au spus că o localitate, ca să poată steriliza câinii gratuit, trebuie să adopte o hotărâre de Consiliul Local ca să prevadă și bugetul în acest sens. Ar fi extraordinar. Ne-am pregătit o cerere de niște propuneri de colaborare și chiar am vrea să ne considerați parteneri pe această linie a câinilor fără, a câinilor cu proprietar și pe prevenție și pe informare, pe termen lung. O să vă lăsăm acest proiect. Mai avem și o campanie numită Confort pe stradă prin neabandonarea puilor de câine. Avem flyere cu cele două legi prin care putem anunța proprietarii. Împreună cu dumneavoastră poate reușim să îi dăm și în fiecare o cutie poștală din Onești. Eu văd foarte mult o reducerea drastică a populației canine de pe străzi și prin colaborarea cu localitățile din jur. Că vorbeam de Ștefan cel Mare, de exemplu, dacă dumneavoastră vă întâlniți cu gura voi, cu Ștefan cel Mare, tot în această sală, și vorbiți despre posibilitatea de a steriliza câinii cu proprietar, în felul acesta nici câinii de la țară nu vor mai fi aduși în pungi, la ghene, peste tot la bloc, în oraș, și nici orășenii nu vor mai aduce câini la țară, și în special cei din întreprinderi. Deci ar fi un avantaj reciproc. Legat de adopții, că s-a vorbit, am avut și noi această problemă, era programul de adopții foarte mic și până la urmă la noi, la ASPA, Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, s-a găsit o posibilitate ca o dată pe zi, la toate cele trei adăposturi publice, să se ridice programul până la ora 18, de la 10 la 18, astfel încât omul să nu depună el o cerere, că poate nici nu știe că poate să depună, ci să vină după serviciu de la ora 16 până la ora 18 să adopte câini. Într-o zi, de luni până vineri. Atât. Mulțumim încă o dată pentru invitație. Am o singură întrebare, nu vă supărați, tocmai pentru a clarifica anumite aspecte. Cine administrează acest SPA, acest adăpost? La dumneavoastră, bănuiesc în București. La noi este administrat în totalitate de către primărie, nu există nimic concesionat și ni s-a spus când am ridicat această problemă mai demult că este similitudinea cu o nevastă. Dacă nevasta n-a face acasă mâncare, nu este normal să mă duc să mănânc în oraș. Adică dacă am un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, trebuie să-l utilizez. Da, nu știu dacă e o comparație fericită, dar... Acesta a fost răspunsul și... Există în București, pentru că vă mărturisesc, nu am astfel de informații. Există ONG-uri care au adăpostul propriu? Sunt destule ONG-uri care au adăpost propriu, dar s-a dovedit în toată țara că adăposturile nu rezolvă problema. Pentru că o cățea fată, conform schemei veterinare, în 7 generații, și ea și puii ei, 4300 de câini. Deci o singură cățea, orice mai mare adăpost din lume, care este la Pitești, are o capacitate de 4300 de câini. Cum ar veni, ea acoperă câinii de la el, acel adăpost acoperă necesarul de câini fătați de o singură cățea în 7 generații. De-aia noi trebuie să luăm măsuri să nu mai apară acești căței. Eu vă mulțumesc în mod deosebit, să știți. Mulțumesc. Pentru că, în primul rând, constat că aveți o inițiativă și o abordare constructivă și una fericită, dintre cele mai fericite pe care le-am întâlnit. Cum zicea Claudiu. Este prima întâlnire pe care o avem de genul ăsta. Vedeți, dacă cineva avea așteptări că o să iasă aici un mare război și o să ne luăm de păr și o să ne dăm cu capul de pereți, nu se întâmplă lucrul ăsta și nu se va întâmpla. Și este foarte bine că dacă deschis acest subiect, vreau să vă zic că noi, ca asociație, am fost foarte războinici, am făcut nenumărate plângeri penale la care am primit nu la toate aproape, am făcut nenumărate demersuri în justiție nu și le-am pierdut. Nu cred în acest război. Ei sunt un exemplu fericit, au câștigat toate procesele în Brașov, dar sunt un exemplu singular. Nu cred că foarte mult în dialog. Nu este o abordare care va rezolva problema. Exact. Dialogul poate să aștepte foarte mult. Ne putem judeca ani de zile pe un proces
Și ce se întâmplă în acești ani de zile? Cu acele animale. Răspunsul este finalul în coadă de pește și între timp mor foarte multe animale, deci, și nu se rezolvă situația teritorială. În încheiere, dacă nu mai sunt întrebări care mă privesc. Dacă am primit domnule primar, foarte scurt, mă bucur, repet, să fiu aici, mă bucur că aveți o abordare, o deschidere spre acest subiect, că ați intervenit, că ați venit deja cu o soluție a unui nou adăpost. Pot să vă mărturisesc că de câțiva ani urmăresc fenomenul acesta la Onești. Din păcate, Oneștiul a fost pe harta celor mai, să zicem, traumatizante locuri pentru un privitor din exterior. Lucrurile, în mod evident, s-au îmbunătățit și cred că lucrurile s-au îmbunătățit din ambele sensuri, și abordarea administrației locale și faptul că aveți aici un grup de oameni implicați. Asta e normalitatea și, fără îndoială și înainte de ședință, am spus că aici trebuie să venim să găsim soluții comune și nici de cum să discutăm de cazuri punctuale, de poate un accident, ci să încercăm să găsim punți între societatea civilă locală, pe care dumneavoastră trebuie să o tratați cu toată prietenia și cu simpatia, pentru că numai așa o comunitate poate crește, și la fel și ei trebuie să înțeleagă că până la urmă dumneavoastră sunteți cei decidenții, ați fost, așa cum ați spus, ați fost aleși pentru chestiunea aceasta, și să găsiți o cale comună. Nu vreau să intru foarte, într-adevăr, noi avem o experiență vastă în tot soiul de chestiuni legislative, am câștigat ultima oară la Înalta Curte suspendarea unor articole din lege, până la dezbaterea despre eutanasiere. Eutanasierea este ultimul punct al oricărei dezbateri. Avem foarte multe soluții de implementat. Au fost câteva chestiuni. Nu trebuie să priviți, spre exemplu, domnul director a avut așa o reacție destul de, să zicem, nu știu cum să o descriu cel mai, dar nu vede în posibilitatea de a concesiona acesta. Că despre asta vorbim aici. Dumneavoastră puteți face un parteneriat public-privat în care o parte din costuri să fie preluată de asociație și o parte din gestionarea acestui adăpost. Este evident că vocație pentru a umbla, a se îngriji de aceste animale au mult mai mult oamenii care au această aplecare. Și eu cred asta, să știți. Știți? Fără îndoială, experiența ne spune că modul în care a fost gestionat, nu știu dacă domnul director e din anii aceia de groază, de prin 2008, sau chiar și mai încoace, prin 2013, când nu exista posibilitatea de a intra în acel adăpost, și am ajuns în momentul în care aveți o transparență de lăudat, că un om al acestei asociații este prezent în zilele de lucru. Iarăși, dezbaterea asta, dacă este legal sau nu e legal, cu certitudine este legal, articolul 11, și nu vreau să intru în detalii, deci este prezența unui reprezentant al unei asociații de protecție animalelor, este stabilită foarte clar la articolul 11 din ordonanța 155. Spune acolo că nu are voie să intre, să stea pe margine, să se uite, da. Am deci, citit și eu să știu. Poate, dumneavoastră vă referiți la intrarea în țară. Exact. Ei, aici, fără îndoială, sunt multe abordări, dar atâta timp cât cineva își asumă responsabilitatea, dacă asociația își asumă responsabilitatea, eu nu cred, și este o interpretare foarte, foarte nefavorabilă. Deci e evident că niște voluntari pot intra în acest adăpost. Este evident că ei trebuie să-și asume pe proprie răspundere măsuri. Dumneavoastră trebuie să le prelucrați, exact ca un angajat. Dacă dumneavoastră aveți un angajat și se întâmplă un accident de muncă și dumneavoastră v-ați făcut datoria să informați, să le puneți în vedere toate riscurile la care ei se supun, și în momentul în care au luat la cunoștință și și-au asumat, fără îndoială că nu mai aveți nicio răspundere legală. Și atunci, nu cred că acesta este subiectul, dacă acel reprezentat, și am văzut că domnul primar a fost pe de o parte inițiatorul acestei deschideri și pe de altă parte dorește că aceasta este, în momentul în care transparența aceasta s-ar încheia, în momentul ăla fără îndoială că s-ar antagoniza aceste tabere. Deci eu nu-mi doresc lucrul ăsta, dar încă o dată spun, astăzi, acești oameni sunt prezenți. Se cunosc, vorbesc limba română ambele părți, trebuie să respectăm aceleași legi și eu nu văd care este impedimentul să clarificăm lucrurile acestea din punct de vedere
al accesului persoanei respective astăzi. Da, sau mâine, sau lună, sau luni. Dar nu putem să mergem așa, unii considerăm că nu e legal, unii considerăm că e legal, fără să semneze acea persoană, eu știu, documente din care să... Deci trebuie să găsiți formula cea mai care să acopere și serviciul respectiv și care... Și aici, dar în niciun caz nu trebuie să ajungeți la situația în care acest om să nu mai... Bun, nu acum, noi dorim, noi vorbim aici doar de accesul efectiv în boxe. Accesul oricărei persoane în interiorul adăpostului public este permis. Este permis. Bun. Și în concluzie, eu cred că trebuie să ne concentrăm pe aceste soluții. Ideea, spre exemplu, iarăși, imaginea unei localități. Multe persoane și din străinătate s-au implicat aici și mie chiar îmi pare rău să aud mereu despre localități din România, că domnule, e nenorocire cu tare. Și de asta am hotărât și eu, pe lângă zona asta juridică, care durează și așa, relația interumană, discuția, dialogul sunt importante. Și eu dacă aș fi primar, mi-aș dori, într-adevăr, de fiecare segment să fie societatea civilă foarte implicată, iar ideea asta că adăpostul, nu veți deci, ca să vă răspund la întrebare, dumneavoastră, capturarea este atributul exclusiv al Consiliului Local. Deci dumneavoastră niciodată nu veți putea să delegăm serviciul, să delegați componenta de capturare. Componenta, în schimb, de adăpost, puteți efectiv să concesionați complet gestionarea adăpostului către pe niște costuri fără îndoială care ar trebui să fie mai mici și aici ați avea deja o componentă. Eu înțeleg că e un lucru dificil, că acolo sunt niște angajați care poate vor să-și păstreze și se simt cumva reacția domnului director, spre asta mă conduce, spre o, domnule, îmi pierd o parte din ceea ce am eu de făcut și, dar ca și utilitate, ca și, cum să spun, iarăși, dumneavoastră, din momentul ăla, ați fi complet protejat de orice fel de critică, în sensul în care se ocupă chiar cei care au această dorință și mai ales că există o situație legală. Deci eu nu cred că acum va trebui noi să tragem concluzia, dar ca principiu, din punctul meu de vedere, viitorul acesta ar trebui să fie. Ca în adăposturile publice să-și asume responsabilitatea, că e totuși o responsabilitate și pentru iubitorii de aici, și să li se dea această posibilitate ca într-o situație în care costurile se împart la concesionare, efectiv e o chestiune ca și la concesionarea oricărei activități sau serviciu. Iar legea permite chestiunea aceasta. Sau puteți, într-adevăr, să faceți un parteneriat public-privat în care costurile și, să zicem, activitățile se pot împărți în mod judicios, în așa fel încât toată lumea să-și optimizeze și să-și facă treaba cât mai bine. Dar ca și concluzie finală, eu mă bucur că am venit astăzi aici, mă bucur pentru deschidere, vă voi fi partener atâta timp cât lucrurile se vor desfășura în zona asta a dorințelor corecte și în sensul găsirii unor soluții comune. Și da, nu vom, cu certitudine nu vom ajunge astăzi la soluția finală, dar asta vă rog, luați în considerare și posibilitatea unui parteneriat mai extins, încurajați-i să vină în adăpost și gândiți-vă și la concesionare care este pe de o parte legală și pe de o altă parte ar fi din punctul meu de vedere, soluția ideală. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult. Trebuie să închei prin a vă spune ceva. Să știți că inițiativa aceasta pe care am luat-o vis-a-vis de mărirea capacității de găzduire, de agrearea unei soluții, prezența unui reprezentant în adăpost, am făcut-o tocmai pentru că doamna Zachiu, în principal, și alături de alți colegi, au venit în repetate rânduri la primăria municipiului Onești, când aveam altă calitate, nu cea de primar, și mi-au demonstrat, sau m-au convins, sau cum considerați dumneavoastră că este mai potrivit să spun, că e nevoie să facem lucrurile acestea. Dar nu sunt de acord să le facem oricum. Despre asta e vorba și îmi doresc ca acest parteneriat să fie unul asumat, să fie unul corect, principial, să ne luăm niște angajamente
conform legii și scrise, sunt și încă o dată încurajez la, încă o dată vă spun, încurajez la o comunicare mai armonioasă între și între. Acum, oricât am spune noi că suntem de prieteni și că, cum spunea domnul director mai devreme, că apreciază și salută inițiativa asta, și de pe o parte și de pe cealaltă, vreau să văd că se transpun în fapte cele două angajamente. Trebuie și cei care iubesc animalele să înțeleagă că prezența în acel adăpost nu poate fi făcută sau activitatea acolo decât, cum am spus, conform legii. Și voi ține aproape, mai ales de cei de la DPP, astfel încât să nu mai au discuții gen mâncare de 3 zile, dar refuz să cred că se întâmplă lucrul acesta, vă spun sincer. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, este un lucru extraordinar de grav. Și încă o dată spun, bugetul local al primăriei municipiului Onești decontează și hrană la acele animale. Deci nu se pune problema banilor, că nu avem bani pentru acel adăpost. Asta să vă spun de la început. Nu există, știți, nu am dat mâncare sau nu vom da că nu avem bani. Nu. Nu, niciodată o situație de lucrări sau anumite facturi de acolo nu s-au achitat. Au fost refuzate la plată. Deci nu invocăm motive legate de bani. Eu mă retrag pentru că am programate și alte ședințe. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Să știți că punctul de vedere a doamnei de la Asociația Cuțu Cuțu, am reținut numele, cred eu, e foarte plăcut așa cum sună numele. Salut inițiativa. Vă garantez că și am constat că sunt niște măsuri și niște proiecte care pot fi implementate, zic, foarte ușor, costuri reduse. Voi iniția o discuție și cu primarii, nu m-am gândit sincer la lucrul acesta și ideea mi-a spus-o dumneavoastră, și cu primarii din zonă, pentru a demara, zic eu, un proiect comun. Vom bugeta cu siguranță anul viitor, bugetul pe anul viitor, cu o sumă de bani vis-a-vis de castrarea câinilor cu stăpân. Și vom demara împreună cu cei, cu acești, spun eu, oameni care vin în sprijinul comunității, mă refer la reprezentanții Health for Animals, vom demara un proiect de adopție care să fie și eficient. Este clar că sunt puncte de vedere oarecum în anumite situații, zic eu, critice, care sunt mai pătimașe. Și înțeleg lucrul ăsta pentru că iubitorii de animale sunt niște oameni mai aparte decât, să zic, cei care iubesc mai puțin animale. Nu cred că există un om pe pământ care nu iubește animale. Nu cred. E un lucru acesta. Faptul că unii iubesc mai mult, da, înțeleg. Să știți că unii iubesc mai mult animale decât copiii care n-au copii, mai ales. Iubești, dacă n-ai un copil, îți consider respectiv un animal ca pe propriul copil și nu numai pe acel animal. Dar sunt și abordări nefericite pe care să știți că le trec ușor peste ele, să nu-și imagineze cineva ceva. Și anume, n-am fost făcut criminal în viața mea până în aceste zile. Și mai am fost făcut criminal de câte unii, de prin Germania, mai puțin oneșteni, dar vă garantez că nu sunt criminal. Și cred că am și demonstrat cu ăsta. Să faci pe cineva criminal, cred că depășim oarecum orice limită. Nu zic de bun simț. Dar și în această țară, ca și în alte țări, sunt oameni și oameni care se exprimă cum consideră deși că este normal și firesc, cu anumită pregătire, educație și responsabilitate. Dar vreau să închei într-un ton optimist și voi și încheia într-un ton optimist, să vă mulțumesc încă o dată frumos, să vă spun că atâta timp cât există dialog și proiectele vin în sprijinul comunității a oamenilor și animalelor, voi fi același partener ca și până acum și vă aștept vis-a-vis de acel adăpost pe care vi-l propune, vis-a-vis de acea locație, ca în cursul săptămânii viitoare, după ce analizați locația și discutați, eu știu, vă faceți un punct de vedere, vă așteptăm să facem pași în acest sens. Domnul primar, iar v-ați dat or, am fost acuzați că n-am hrănit câinii două zile. Nu este așa, trei zile. A rămas fără hrană la adăpost. Trebuia să urgentăm să vină hrana de la sursa noastră,
S-au oferit domnul de la ONG, care totdeauna am avut o relație bună cu ei, au adus-o ei, într-adevăr. Dar asta nu înseamnă că n-am fost dată hrană la animale și mai aveam un răspuns să nu plece. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă domnii de la ONG nu vă dădeau hrană? O aduceam noi în aceeași zi, domnul primar. Da, așa ceva, care nu cred că au loc aceste acuze. Domnul meu, să știți, domnul de la Brașov, că din moment ce noi nu am clarificat parteneriatul și colaborăm în fiecare zi cu ei, fiți sigur că în continuare vom colabora, chiar dacă o zi, două, cinci sau o lună, până punem acest partenerat la locul lui și vom lua împreună toate măsurile. Vă spun că vă asumați lucrul ăsta, nu în sensul de a nu vă asumați prezența acelui om în interiorul adăpostului, pentru că, în primul rând, că administrați acel adăpost, nu de acela. Domnul meu, cred că l-a înțeles, domnul, tocmai pentru asta avem o colaborare dincolo de limita legii și toți suntem acuzați, pentru transparență. Vă rog. Acest teren, sub ce formă va fi? Titlul gratuit, am spus. Folosință gratuită. Va fi pe o perioadă de timp care vă va da, să spun, garanția că e o intenție foarte serioasă. Adică nu jumătate de an, un an, doi ani. Da. În funcție de investiție, adică este clar că nu putem să punem un gard și să încă rezolva problema. Dar nu cred că există o intenție puțin serioasă din partea dumneavoastră, nici de cum. Bun, eu vă mulțumesc mult. Vă urez o zi bună și dacă cineva a greșit, eu să știți că am fost, sunt și cu inima în păcat. Adică, da, nu am nimic pe conștiință, n-am nimic să-mi reproșez vis-a-vis de această problemă. În general, în viață am să-mi reproșez.